Săptămâna aceasta este celebrată cultura la Palatul Teodor Costescu din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Iar cum putea să înceapă mai bine această celebrare decât cu decernarea premiilor persoanelor care au sprijinit și promovat cultura severineană de-a lungul întregii cariere? Astăzi, în cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu, a avut loc o decernare de premii pentru personalitățile culturale din județul Mehedinți. De asemenea, au fost instituite două premii în memoria unor persoane care nu se mai află printre noi, și anume interpretului Petrică Mâțu Stoian și respectiv profesorului Mircea Borcoman. Premiul Petrică Mâțu Stoian i-a fost acordat interpretei de muzică populară Nina Predescu pentru promovarea și păstrarea tradițiilor românești. Este chiar neașteptat acest premiu primit, mai ales că Petrică Mâțu Stoian mi-a fost foarte bun prieten și coleg foarte bun. Această distinție mă onorează și în același timp îmi dă speranța mie și tuturor oamenilor de bine că vom avea continuitate, vom merge mai departe, chiar și în aceste condiții grele. Tuturor vă doresc sărbători fericite și să ne reîntâlnim cu bine în condiții mai bune. Aceste premii oferite astăzi au vrut să marcheze prezența, cooperarea precum și prietenia cu personalitățile culturale, cu ONG-uri, asociații, dar și cu proiectele care au fost desfășurate până în prezent. Chiar dacă trecem prin momente dificile și această pandemie a redus la maxim activitatea culturală, noi, Primăria, Palatul Cultural, alături de oamenii de bine din județul Mehedinți și din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, am continuat să avem acte culturale, am continuat să susținem cultura, am continuat să fim alături atât de severieni cât și de artiști. Să sperăm că în perioada următoare vom scăpa de acest virus și vom putea reveni la lucrurile pe care le făceam înainte, la zilele orașului, la spectacole frumoase, la piese de teatru, lucruri care ne bucură viața de zi cu zi și ne scot din această însingurare, așa cum spuneau și cei care au fost premiați, la care am fost osândiți de acest nenorocit de virus. Anul acesta s-au împlinit 97 de ani de la înființarea Palatului Culturii Teodor Costescu, această instituție fiind una esențială pentru cultura mehedințeană. Chiar dacă am avut un an complicat, un an în plină pandemie, totuși evenimentele culturale, la scară mai mică, cei drept, au continuat și anul acesta, pentru că gradul de cultură al unei comunități este foarte important. Este important ca oamenii să simtă că suntem pregătiți în fiecare moment să le oferim ceea ce își doresc din punct de vedere cultural. Anul acesta, iată că este un eveniment, a fost un eveniment reușit. Oamenii care au fost astăzi premiați pentru activitatea culturală merită toate respectele noastre. Le urez succes și în continuare să ne încânte și pe viitor cu operele lor, pentru că merităm cu toții să ne bucurăm în fiecare moment de artiștii, de opera artiștilor, care iată că ne oferă bucurie în fiecare moment. Cu toate că pandemia și-a pus amprenta pe toate domeniile, nici cel cultural nu a fost ocolit, astfel spectacolele și evenimentele au fost realizate într-un cadru mai restrâns. Dar cu toate acestea, și în această perioadă grea, au fost persoane care și-au continuat cariera în domeniul cultural atât cât a fost posibil. Este și cazul profesorului de istorie Romeo Popa, un dascăl care a reușit de-a lungul carierei să insufle elevilor săi dragostea de neam și țară. Pentru mine este o mare onoare să primesc acest premiu. Sunt, dacă vreți, hai să spun așa, la a doua ediție, practic. Numai că anul acesta este cu mult mai important pentru mine, deoarece vin după o perioadă grea pentru noi toți. Și este un premiu pe care l-am primit în numele copiilor, cu care împreună desfășurăm aici, în incinta Palatului, ședințe de cerc ale amicilor istoriei. O parte dintre copii sunt dedicați acestei dorințe de a cunoaște cât mai mult. Motiv pentru care am găsit de cuvință că trebuie să îi canalizez spre această, să zic, perspectivă de a fi un bun român. Și astăzi primul pe mine mă onorează, așa cum am spus și în discurs, mă simt atât de mic, pentru că știind istoricul acestei instituții, cunoscând ce fel de personalități au trecut pe aici, știind ce a însemnat Palatul Culturii pentru a păstra spiritul românesc și a-l promova peste granițe în Austro-Ungaria,
cunoscând toate aceste date, atât de mic mă simt încât v-am zis, parcă cuporul acestui palat mă copleșește, dar onoarea a fost atât de mare și mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și mai cu seamă la copiii noștri. Sorin Vidan, managerul Palatului Culturii Teodor Costescu, un iubitor de cultură, a ținut ca și în acest context dificil, în care ne aflăm de aproape 2 ani, ca acest eveniment important să aibă loc, fiind primul din ciclul de evenimente dedicat zilelor Palatului Culturii Teodor Costescu. De datoria noastră să instituim aceste premii culturale ale Palatului Culturii, sărbătorind pe final de noiembrie anii trecuți de la inaugurarea acestui important edificiu. Și nu numai edificiu și instituție, o instituție dinamică, deschisă, aflată în centru urbei noastre și în centru vieții sociale. Aceste premii au vrut să marcheze de la început și reușesc și astăzi prezența și cooperarea și colaborarea și prietenia pe care o avem cu personalitățile culturale, cu ONG-uri, cu asociații, cu proiectele care s-au desfășurat în parteneriat cu noi. Evenimentul s-a încheiat într-un cadru extrem de elegant, cei prezenți având prilejul să-și împărtășească idei și să ciocnească un pahar de șampanie.